încercăm să-i facem față. Nu, sunt destul de precaut și evit ieșirile, evit anumite întâlniri. Nici înainte nu prea eram un tip care să... Nu erai tu un tip, n-ai fost niciodată foarte social. Prea așa, mult, adică, da. De baruri, spun, exact, cafenele, nu sunt fan și... Da, îmi place să ies la un restaurant de calitate să mănânc ceva, dar ținând cont de situația actuală, încerc să stau cât mai departe de aglomerație, să interacționez cu oamenii, să fiu destul de precaut, pentru că nu este de joacă. Ați văzut și noastră câte probleme a stârnit această pandemie și trebuie să ne protejăm. Da, și nu se știe câte ne va mai crea. Exact. Că, cum vorbeam cu Gabi Balin, care și el e un produs al Bistriței, ca și tine, și el se cam retrăgea acolo, are o casă pe lângă Bistrița. Și tu mai ai ceva rădăcini sau... Am o cabană la Colibița, o zonă foarte frumoasă și de-abia aștept să plec să stau câteva zile, sper să stau cât mai puțin, să-mi găsesc un angajament, să mă apuc de treabă. Acum rămâne de văzut. Voi rămâne acolo sus, la munte, la mine, o perioadă de timp. E liniște, aer curat, nu te stresează nimeni, pot să fac drumeții în zonă, să mai ies poate la o vânătoare, că ăsta e hobby-ul meu. Și tu ești cu vânătoarea? Da, îmi place foarte mult. Toți atacanții, toți golgheterii au boală la început, chiar am făcut niște ieșiri cu Jean și îi spuneam, măi Jeane, nu te înțelegeam nici cum înainte de ce îți place atât de mult vânătoarea. Și am spus, bă, acum încep să te înțeleg. Din om faci vânător, dar din vânător om nu mai faci niciodată. Auzi? Și ce ai împușcat? Ce trofee ai? Că am. Că trofee, pescarii se laudă și voi vă lăudați vânătorii sau mai... Am trofee de cerb carpatin, am... Urs? Am niște trofee destul de interesante. Dar până la urmă, nu asta e obiectivul. Obiectivul e să ieși în natură, să... Vezi, mai degrabă recreere decât... Da, recreere, îmi place. Mie-mi place, chiar aș fi capabil să stau 2 săptămâni undeva izolat, fără să mă deranjeze absolut nimeni. Am această tărie să stau liniștit. De altfel, vorbeam, ne întoarcem la pandemie puțin. Nu am suferit prea mult din cauza acestei pandemii, pentru că sunt destul de obișnuit și destul de retras așa. Da, tu ai fost întotdeauna și când erai jucător.